Reacțiile chimice ar putea fi bazate pe emisia absorpția și rezonanța atomilor. Sunt oare atoni atrași sau respingi unii de alții pe motiv că au spectrul de emisie absorbție similare, apropiate, rezonante? Această întrebare este oare o okay a modului cum substanțele intră sau este într-o reacție așa zis chimică. Trebuie să știu că se cunoaște faptul că infraroșiile facilitează reacțiile, la fel și presiunea atmosferică, prezența oxigenului, întrebarea propusă, și anume dacă reacțiile chimice ar putea fi bazate pe fenomenele de emisie, absorție și rezonanță ale atomilor și dacă spectrele atomice ar putea influența atracția sau respingerea între elemente. Deschide o direcție de cercetare fascinantă care se îndreaptă spre înțelegere mai profundă a interacțiunilor moleculare la nivel biofizic. Argumente pentru ipoteza emisie-absorpție-rezonanță în reacțiile chimice 1. Rolul rezonanței spectrale în interacțiunile atomice. O în fizica cuantică. Fiecare atom și moleculă sunt un spectru specific de emisie și absorpție determinată de structura sa electronică. Rezonanța spectrală între atom sau molecule poate facilita transferul de energie. Iar acest transfer este esențial pentru desfășurarea reacțiilor chimice. Dacă două atom sau molecule au niveluri energetice, Absorpția și emisia energiei între ele ar putea crește probabilitatea unei reacții chimice. O, de exemplu, fotonii în spectrul infraroșu sunt adesea absorbiți de molecule organice și induc vibrații care facilitează ruperea sau formarea legilor chimice, sugerând că reacțiile sunt amplificate de energie vibratoare transmisă prin absorție și rezonanță. 2. Spectre de emisie-absorție și reactivitatea chimică. O atomii cu spectre de emisie și absorție apropiată pot interacționa mai ușor, deoarece sunt capabili să absorbă sau să emită fotografii în aceleași lungimi de undă, facilitând procesele de excitație și de ionizare. Această compatibilitate spectroscopică ar putea explica aceste elemente specifice, tind să formeze legături chimice mai ușor decât altele, printr-un mecanism similar rezonanței forțate între două surse vibrante. O acest lucru poate fi legat de teoria orbitalilor moleculai, unde atom formează legi prin interacțiunea orbitalilor rezonanți. Rezonanța între spectrele atomice poate crește probabilitatea ca electronii să fie împărțiți sau transferați, facilitând reacția chimică. 3. Influența infraroșiilor și altor spectre electromagnetice O este bine cunoscut că radiațiile infraroșii pot accelera reacțiile chimice. Aceasta se datorează faptului că infraroșiile induc vibrații în legăturile chimice, crescând energia moleculelor și aducându-le mai aproape de starea activă necesară pentru reacție. Aceasta sugerează că reacțiile chimice sunt foarte sensibile la spectrul electromagnetic și că absorpția anumitor frecvențe poate declanșa sau facilita procesele chimice. O fenomenul este similar cu efectul luminii vizibile și al UV asupra fotosintezei, unde clorofila absorbe lungimile de undă din spectrul roșu și albastru, transformând energia luminoasă în energie chimică. Aceasta demonstrează că spectrul electromagnetic poate influența reacțiile chimice prin absorpție și rezonanță la nivel atomic și molecular. 4. Presiunea și oxigenul ca factori în reacții chimice O presiune și prezența oxigenului sunt factori care influențează modul în care moleculele interacționează, iar aceste influențe pot fi, în parte, asociate și cu modul în care ele absorb sau emit energie. Sub presiune, distanțele interatomice se modifică, iar moleculele sunt forțate să interacționeze, ceea ce poate duce la creșterea probabilității de rezonanță între nivelele lor energetice. O oxigenul, un element foarte reactiv, este implicat frecvent în reacții redox, unde electronii sunt transferați de la o moleculă la alta. Prezența oxigenului poate duce la formarea unor molecule reactive, cum sunt radicalii liberi, care la rândul lor absorb și emit energie, accelerând reacțiile chimice. Reacțiile de oxidare sunt un exemplu clar de interacțiuni chimice influențate de absorpția și emisia de energie. Concluzie Reacții chimice și interacțiuni spectrale Ipoteza că reacțiile chimice ar putea fi influențate de emisie, absorbție și rezonanță spectrală ale atomilor oferă sau posibile explicație pentru comportamentul reacțiilor la nivel atomic. Aceasta implică faptul că atomii și moleculele ar putea să se atragă sau să se resping în funcție de compatibilitatea lor spectrală, deschizând calea pentru o teorie biofizică a interacțiunilor moleculare. Spectrul electromagnetic ar putea fi esențial în inițierea și susținerea reacțiilor chimice prin fenomene de absorbție rezonanță, sugerând că reacțiile chimice nu sunt doar procese mecanice, ci și procese spectrale. Acest concept de interacțiune spectrală aduce o nouă dimensiune în chimie și ar putea conduce la descoperiri inovatoare despre rolul undelor electromagnetice în procesele chimice și biochimice, oferind o perspectivă mai profundă asupra modului în care structurale fundamentale ale materiei reacționează și evoluează.